Bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă întâlnire în curtea școlii, aici, la Bucovina TV. Ne revedem în data de 25 octombrie, ultima întâlnire din luna aceasta, care e un pic cam neprietenoasă, cel puțin în această săptămână. Întâlnirea din seara aceasta sper să fie una interesantă. Deja știți... Cei care ați fost foarte atenți, cine este invitatul din seara aceasta, vom vorbi despre educația permanentă din curtea școlii, dar nu numai, realizată în diferite moduri, o educație care contribuie în foarte mare parte la dezvoltarea elevilor. Astăzi o ediție un pic altfel, pentru că timp de poveste va fi săptămâna cealaltă, cel puțin în cazul celor mici, pentru că urmează prima vacanță din acest an școlar. Nu vom avea poveste, în schimb, așa cum spuneam, sper să avem o discuție interesantă. Avem însă calendarul zilei de astăzi, avem câteva informații din educație legat de ceea ce s-a întâmplat și urmează să se întâmple în viitorul apropiat. În curtea educației. Încep prin a vă spune că pe 25 octombrie, în anul 1935, avea loc premiera unei scriere a lui Ile Caragiale, este vorba de opera Bufo, o noapte furtunoasă, premieră care avea loc la Opera Română. Sper că încă se mai studiază cu seriozitate Caragiale, pentru că trăim vremuri în care se dovedește a fi actual. Ca să nu spun foarte actual. Mergem mai departe și spunem că în anul 1965 a fost înființat la Mangalia primul muzeu al marinei, pentru ca în anul 1999 să marcăm primul transplant de cord efectuat în România la Spitalul de Urgență Floreasca. Mai marcăm un singur eveniment pe 25 octombrie în anul 2001. Microsoft lansa Windows XP, un program foarte folosit nu numai de cei mari, de profesori, dar și de elevi. Cel puțin așa ar trebui în efectuarea temelor sau în alte activități legate de școală care îi interesează. Să spunem că 25 octombrie este ziua de naștere a lui Johann Strauss, compozitor austriac, Johann Strauss fiul, este ziua lui Georges Bizet, Dimitrie Negreanu, fizicianul român, a lui Pablo Picasso, pictorul, sculptorul, gravorul și ceramistul spaniol. Tot pe 25 octombrie marcăm ziua de naștere a regelui Mihai I al României și a lui Ioan Chirilă, jurnalist și scriitor român, de care iar răspund, cred că sunt câțiva care au auzit din curtea școlii. Da, ce sărbătorim? Pe 25 octombrie, cred că deja ați aflat, dacă nu vă reamintesc eu, marcăm ziua Armatei Române. Este ziua în care, în urmă cu 72 de ani, în anul 1944, Armata Română obținea o victorie foarte importantă în bătălia de la Carei, reușind să elibereze nordul Transilvaniei. Prin decret s-a stabilit ca această zi Armatei Române să fie sărbătorită începând cu anul 1959. Le spunem la mulți ani tuturor militarilor, sperând că vor fi vremuri mai bune și nu numai pe timp de pace, sau mai ales pe timp de pace, da? Pentru că militarii români sunt la posturi nu numai atunci când există conflicte armate. La mulți ani, așa cum spuneam, mergem mai departe mâine. Mâine este o sărbătoare din alt registru, este o sărbătoare religioasă, ziua Marelui Mucenic Dimitrie sau Dumitru, făcătorul din minuni din Tesalonic, și am să urez în avans la mulți ani tuturor celor care își serbează onomastica. Să mergem mai departe cu sărbătorile din curtea școlii și am să spun că pe 29 octombrie marcăm ziua internațională a internetului. Cred că e o zi care ar putea fi marcată prin diferite activități în curtea școlii, pentru că, vrem sau nu vrem, cei cărora le adresăm activitățile pe care le desfășurăm, elevii, sunt foarte interesați de internet, atât de interesați încât suntem campioni în multe domenii. Ne devansează doar Bulgarie, din câte am înțeles, la timpul petrecut de copii într-un sondaj, într-un studiu făcut în urmă cu 2 ani. Timpul, spuneam, petrecut de tineri și de copii în fața
micilor ecrane ale calculatorului pe internet, dacă timpul acesta este folosit pentru a se dezvolta, pentru a crește, pentru a cunoaște mai multe lucruri, e nemaipomenit. Dacă părinții verifică sau monitorizează activitatea copiilor pe internet, e și mai bine, pentru că iarăși revin la un studiu care spune că doar 50% dintre părinți știu ce fac copiii atunci când intră pe internet. Dacă e vorba de cei mici, poate e mai puțin problematic, pentru că interesul lor e în domeniul jocurilor. Dar când e vorba de cei de gimnaziu, deja lucrurile se pot complica, dar nu numai în cazul lor. La mulți ani, deci, celor care sunt internauți și simt 29 octombrie ca pe o zi de sărbătoare, dar spun că e bine de discutat mai mult în curtea școlii legat de această temă a internetului, a avantajelor și dezavantajelor pe care ni le oferă. Pe 31 octombrie este Halloween-ul, o sărbătoare pe care am împrumutat-o cei drept, dar pe care cei mici o gustă destul de mult, chiar dacă nu toată lumea aplaudă sărbătorirea acestei zile. E important însă să, dacă își doresc într-un fel sau altul să o marcheze cei mici sărbătoarea, să le explicăm care este semnificația ei pe înțelesul lor, astfel încât să o transformăm într-o sărbătoare care e legată de lumină. Și tot pe 31 octombrie este și Ziua Internațională a Mării Negre, urmând ca pe 1 noiembrie să marcăm Ziua Radioului Internațional și Ziua Internațională a Veganismului. Mă opresc aici cu calendarul. Înainte de a trece mai departe, mulțumesc celor care sprijină în fiecare săptămână emisiunea noastră. Este vorba de salonul Perfect Style. Oamenilor de acolo, doamnei Anca Accente, Maria Ciobanu și Anca Mihailov, salon situat în cartierul Opțiuni. Da, spuneam despre faptul că s-au desfășurat câteva activități interesante. Una dintre ele este cea desfășurată la Liceul Tehnologic numărul 1 din Câmpul Moldovenesc, în perioada 9-15 octombrie. Avem câteva imagini de acolo, transmise de coordonatorul acestui proiect, profesor Nicoleta Grămadă. Au participat la această mobilitate 60 de persoane, elevi și profesori din 9 țări, România, Polonia, Finlanda, Lituania, Italia, Spania, Belgia, Portugalia, Slovacia, plus Turcia. Activitățile pe care le-au organizat profesorii, părinții și elevii de acolo au fost foarte diverse. Ateliere de lucru cu profesorii, ateliere de limba română, s-a realizat un mini-dicționar de teatrologie, o activitate de vânătoare de comori fotografice, tot felul de vizite culturale în Iași și Suceava. Au fost foarte multe activitățile. Îi felicităm pe cei care au organizat o activitate atât de interesantă, care merita prezentată. Repet, activitatea a presupus nu doar implicarea profesorilor, ci și a elevilor și a părinților, așa cum este și firesc atunci când vine vorba de educație. În astfel de proiecte învață atât profesorii cât și cei mici, deși o fac poate uneori indirect. Am să vă spun că acest concurs de directori, despre care am mai vorbit și în edițiile trecute, continuă până pe 17 noiembrie, continuă proba în care directorii își prezintă CV-ul, planul managerial, deci proba aceea orală de interviu. Încă mai sunt ecouri în legătură cu proba scrisă. Ați văzut probabil declarațiile ministerului care au spus că nu a fost un test de evaluare psihologică și că obiectivele lui, ceea ce viza să verifice, erau altele. Până la urmă, important este felul în care cei care au trecut de proba scrisă vor reuși să convingă prin ceea ce își propun pentru unitățile școlare pe care își doresc să le managerieze. Le urăm succes celor care încă n-au trecut de această fază și ne dorim ca în fruntea instituțiilor de învățământ sucevene să fie oameni capabili care să reușească să îi conducă, să conducă și profesorii și elevii spre obținerea de rezultate frumoase, de performanțe și de dezvoltarea pe toate planurile.
O altă informație ține de elevii de la grădiniță. Indiferent că e vorba de o grădiniță de stat sau de una privată, Ministerul a decis ca aceștia să nu mai studieze discipline opționale conduse de sau activități susținute de profesori din afara grădiniței. Activitățile opționale care se vor desfășura în programul de grădiniță pot fi susținute doar de către doamnele educatoare, dacă, bineînțeles, au specializare. Vorbim de ora de limba engleză sau orele de dans, pe care știm că și le doreau părinții, dar ele se desfășurau în programul copiilor acela în care doamnele educatoare trebuiau să susțină activitățile. Ele pot fi ținute aceste activități opționale, dar dincolo, spuneam, de acest program. O altă informație vine, iată, trecem de la învățământul preșcolar la cel universitar. Cei care sunt implicați în această formă de învățământ sunt îngrijorați de scăderea numărului de studenți la nivelul întregii țări, iar reprezentanții rectorii ai facultăților au declarat că sunt oarecum nemulțumiți de atitudinea mass mediei, care spunea că e prea mare numărul de studenți români. Iar reprezentanții învățământului universitar spuneau că, dimpotrivă, ar fi nevoie de mai mulți studenți, de mai mulți oameni care se perfecționează în învățământul universitar. Cred că adevărul e undeva la mijloc. Și bine ar fi să ajungă să facă aceste studii universitare, aceia care chiar o merită și care trec printr-o facultate pentru că își doresc să se dezvolte, să se perfecționeze și nu doar pentru o hârtie. Pentru că e plină lumea așa de hârtie în ultima vreme, de hârtii dorite sau nedorite. Pe de altă parte, învățământul profesional se pare că va cunoaște iarăși o modificare. Există un proiect legislativ prin care se urmărește dezvoltarea învățământului profesional dual. E un proiect care a fost în dezbatere publică, care propune ca diferitele companii să accepte elevii pentru a desfășura practică, ele beneficiind de tot felul de lucruri, de avantaje în cazul în care acceptă. E foarte importantă practica, indiferent de ciclul de învățământ, copiii, elevii, studenții trebuie puși să învețe făcând, lucrând. Iar acest proiect legislativ poate aduce un plus învățământului profesional. O altă informație e legată de profesori. De data aceasta se dorește un masterat didactic sau modul psihologic ca o continuare a studiilor profesorilor. E un proiect, o propunere, pentru că nu exista masterat didactic, din câte am înțeles, până la acest moment. Și pentru prima oară în istoria învățământului românesc, profesorii vor putea să se înscrie la un astfel de masterat. Masterat didactic, inițiat de anul viitor, se pare, de Universitatea din București. Închei cu o invitație la cel de-al 39-lea congres al AGIRO, congres al cadrelor didactice din România și al cadrelor didactice române de peste hotare. Este un congres care se va desfășura în perioada 4-6 noiembrie anul acesta la Arad. Pot participa profesori, învățători și educatoare care sunt înscriși sau care se înscriu în această organizație AGIRO, fiind un prilej de schimb de experiențe, de a afla ultimele noutăți în domeniul învățământului. Înscrierile se pot face online pentru cei interesați, fiind o oportunitate de dezvoltare personală. Închei aici cu informațiile pe care le-am pregătit pentru dumneavoastră în seara aceasta și revin la subiectul pe care ni l-am propus. Educația permanentă realizată prin educația non-formală, prin activități ce țin de educația non-formală, dar nu numai. De aceea am invitat în seara aceasta, în curtea școlii la Bucovina TV, pe doamna profesor Tatiana Vânturi, inspector de specialitate pentru educație permanentă din cadrul Inspectoratului Școlar al județului Suceava. Bună seara, bine v-am găsit! Am invitat-o pe doamna inspector pentru că au fost multe evenimente importante în această lună, luna octombrie, care au fost marcate în diferite moduri.
Am să vă rog, până a lua publicitate, doar în câteva cuvinte, să ne faceți o scurtă trecere în revista evenimentelor, urmând să detaliem după momentul de publicitate. Sigur, nici septembrie nu este o lună lipsită de evenimente, dar pentru că ne aflăm în octombrie, le voi aminti doar pe acestea. Și anume, 5 octombrie a fost Ziua Mondială a Educației, apoi a fost Ziua Mondială de Luptă împotriva Traficului de Persoane, marcată de foarte multe unități școlare, Ziua Alimentației Sănătoase, iată astăzi Ziua Armatei, și așa cum ați amintit dumneavoastră, sunt și alte evenimente care vor fi marcate de către elevii din școlile sucevene. Aș aminti 29 octombrie fiind Ziua Verde a ecoșcolilor din România, când simbolic școlile vor planta un copac la ora 12 ca să marcheze activitatea lor de implicare și de voluntariat în cadrul acestui program. Urmând ca apoi să marcheze Ziua Mondială a Internetului, na? Că exact. Da, despre toate aceste evenimente care s-au desfășurat care urmează să se desfășoare, despre calendarul activităților extrașcolare, cel avizat de Ministerul Educației, despre rolul educației non-formale în educația permanentă a celor din curtea școlii, vom vorbi după un scurt moment de publicitate.